Bună pești și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 1-7 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Pești, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru pești în această săptămână. Dragii mei, pești este o săptămână în care ieșiți foarte mult cu prietenii, vă faceți planuri de viitor, intrați în contact cu foarte mulți oameni și, de asemenea, tot săptămâna aceasta pești e o parte de tot felul de surprize și poate chiar aveți parte de tot felul de conștientizări care mai de care mai mai interesante. De asemenea, tot în această săptămână peștii își pot da o oarecare resetare, da? La nivel interior, sau ceva mai puternic de atât. Da? Poate să fie o mică conștientizare sau ceva mult mai puternic, mult mai mare. Um, Peștii conștientizează săptămâna aceasta că viitorul cam ține de propriile alegeri. Peștii conștientizează săptămâna aceasta că viitorul ține, în primul rând, de aprecierea pe care și-o oferă. Da? Și de felul în care te impui. Însă pe de altă parte, tot această săptămână vine cu un moment magic, un moment de bas sau un moment de film. Este o săptămână în care nu știu, te simți bine, te simți liniștit, este o săptămână în care parcă vezi lumea cu alți ochi. Însă, pe de altă parte, vedeți că apare o veste de la un prieten, de la partener, de la o persoană. Este o veste care o să vă surprindă destul de mult și care e posibil să vă trezească la realitate. Unii pești posibil să fiți tentați să iertați o persoană din jurul vostru. Acum, dacă e vorba de relația cu partenerul, aici să știți că sunteți foarte mult ajutați pe a vă mai stabiliza lucrurile în casă și în familie. Dar pentru alți pești, Poate să fie și un moment în care vă îndrăgostiți da? Sau cineva din jurul vostru se simte foarte atras de voi, pentru că săptămâna asta peștii pur și simplu emană o atracție magnetică, fascinantă, de bază, indiferent de vârsta pe care o ai, indiferent de felul în care arăți, indiferent de cum te îmbraci, ai ceva special săptămâna asta care o să-i lase la pământ pe ceilalți. Da? Pe de altă parte, peștii Pot fi și treziți la realitate săptămâna asta, mai ales acolo unde nu nu știu unde ați trăit în lumea voastră, Da, ați văzut partenerul l-ați idolatrizat, a zis fai e perfect, e nu știu cum poate să fie și și așa ceva da și așa ceva. Mercur este în retrogradare, începând cu, 5, cu, cu 1 aprilie până pe 25 aprilie, timp în care pești mai revizuiesc, mai reanalizează puțin anumite cheltuieli. Dar săptămâna asta, vezi că este vorba despre a te iubi pe tine, este vorba despre a te impune într-un mod diferit în relațiile cu ceilalți, nu? Da? Și, pe de altă parte, Uite, Venus intră în berbec pe 5 aprilie și stă acolo până pe 29 aprilie, timp în care ești extraordinar de bine susținut. Da? Venus acolo în berbec, în primul rând, îți poate aduce bani, doar că n-am fie primești reduceri dacă te duci la cumpărături, fie unii pești, dacă profitați de situație și vă apucați și voi, cereți o avansare, cereți niște bani în plus, aveți șanse să-i primiți, dar trebuie să cereți, dar nu trebuie să stați să așteptați, pentru că dacă stați să așteptați, venus acolo doar vă dă o senzație de plăcere, că vă simțiți apreciați, că vă simțiți bine și atât, da. Puteți să primiți bani în perioada asta, nu știu, cadouri, reduceri, mergi pe stradă și primești ceva de la o persoană, foarte mulți pești sunteți și foarte bine susținuți în perioada aceasta pe cumpărături pentru. Pentru propria pentru propria plăcere și nu-i nimic rău în asta, doar că trebuie să vă calculați foarte bine bugetul, da? pentru că o să fiți pe pe modul am văzut geanta, nu mă interesează câți bani mai rămân, mă duc să îmi cumpăr geanta. La fel e și pentru bărbați, dar acolo eu nu mă pricep sincer, nu știu ce vă place vă, nu știu, mașini, costume, nu știu ce vă place vă, deci cam așa. Nu, bărbații, uite, bărbații pot fi tentați să investească bani pentru parteneră, nu știu, să cumperi flori, să îi cumperi cadouri, parfumuri, chestii, da? chestii. Bun, peștii sunt foarte protejați în perioada întâi, în perioada 5-29 aprilie. Vezi tu, este important să asculți foarte mult și intuiția în perioada asta, da? mai ales dacă discutăm de planul financiar. Și tot spre finalul săptămânii, peștii își pot învinge o teamă în legătură cu propria persoană. Deci Peștii se simt invincibil spre final de săptămână și chiar aveți ocazia să faceți tot ceea ce vă place, să vă valorificați. Și o să rămânem cu toții surprinși pentru că dacă altă dată plecai capul și te lăsai așa dus de nas, ei, acum nu mai merge, da? acum ai curajul și spui și te afirmi și ești acolo foarte bine susținut, iar unii pești puteți să priviți niște bani de prin trecut. Ați făcut voi o faptă bună cândva și acum primit recompensă sau ați făcut o faptă bună pentru cineva acum nu știu cât timp și acum nu știu, vă primiți un cuvânt de laudă, de apreciere, vă mulțumește omul ăla. Foarte mult contact văd aici pentru pești cu femei din trecut. Prietene sau, nu știu, iubiri pentru bărbați. Cunoașterea de sine. Exact ce ziceam. Cifra 2, foarte importantă pentru tine săptămâna aceasta, deci o săptămână cu emoții, o săptămână în care peștii reușesc să găsească un echilibru. Culorile importante, portocaliu, mov, auriu, iar arhanghelul Gabriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să-ți cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine frumos. Deci este o săptămână în care încep să-ți conștientizezi relația mai puternică da, cu divinitatea, devii mult mai înțelept, începi să te iubești și să te respecti mai mult. Da? Poate o să simți nevoia să stai mai mult tu cu tine. Da? Și e posibil ca oamenii din jurul tău să spună da, da, eu am nevoie de ajutor și peștii eu o să spună ceva de genul. Da, dar eu te iubesc pe tine ca om, dar mă iubesc și pe mine. Da? Deci ceva de genul ăsta. Bun că Saturn acolo asta vrea da cu sacrificii supreme și cu alte lucruri, dar vrea cumva niște limite. Hai să vedem pentru pești tarotul ce transmite întâi 7 aprilie pentru pești ce trebuie să știți. Întâi 7 aprilie pentru pești. Ce trebuie să știți? Ok. Mult mister. Nebunul. Wow! Aulă. Bun. Schimbări cu viteza luminii, sfârșituri, da? Deci ceva se sfârșește cu viteza luminii. 9 de spade, 9 de cupe. E un stres aici. E un stres. Da? E un stres privind un sfârșit, privind. Nu știu. Sunt niște emoții foarte puternice pentru pești săptămâna aceasta. Poate are legătură cu un adevăr, poate are legătură cu um, ceva ce afli. Dar este o săptămână cu foarte multă activitate mentală, dar și cu un care stres. da? Trei de monede, te văd aici într-un grup mai mic de oameni că lucrezi, poate unii studiați ceva, poate săptămâna aceasta vă întâlniți cu niște rude, cu niște prieteni apropiați și poate lucrați la ceva sau este o zi de naștere. Mesagerul de pământ sau cavalerul de monede la baza manifestărilor tale, care înseamnă o săptămână în care peștii sunt foarte siguri pe ei. Ei lucrurile încet și sigur, încep să te concentrezi mai mult pe partea materială, faci drumuri pentru a rezolva tot felul de chestiuni financiare. Iar în inima ta, regele de monede, o legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, Vezi că este și o săptămână în care ești foarte sigur pe sentimentele tale, pe emoțiile tale. Unii pești puteți să aveți în suflet o persoană foarte rădăcinată în propriile convingeri, o persoană sigură pe ea, doar că persoana asta este puțin um, tradiționalistă. Da? Unii poate aveți legătură, nu știu, mergeți la un târg din ăsta tradițional sau poate Alții dintre voi mergeți într-un mediu rural sau sunteți ocupați foarte mult de un bărbat important din casă și din familie. Nebunul. Acum, pentru domni, vedeți că o să-i șocați pe tot săptămâna asta cu deciziile pe care le luați. Sunt decizii bune. Bune. Nebunul în mintea ta. <laughs> da, peștii rămân foarte surprinși săptămâna aceasta este o săptămână în care ai foarte mult curaj, știi foarte bine cine ești, iar nebunul vorbește și despre sinceritate, da? despre sinceritate, despre autenticitate, despre acel moment în care nu te mai interesează de nimeni și de absolut nimic, ci pur și simplu te interesează spiritul tău, unde te conduce, te interesează doar sufletul tău. Da? Din punctul meu de vedere, eu simt aici să-ți transmit că Ești într-un moment foarte înalt din punct de vedere energetic. Unii poate vă găsiți un nou loc de muncă sau sunteți pregătiți să faceți lucrurile altfel. Zece de spade. Da? Aici poate să mai vină o veste total surprinzătoare în legătură cu o persoană importantă. Zece de spade înseamnă o persoană care suferă sau cineva care trece printr-un sfârșit. Este o persoană care poate trece printr-o despărțire, poate este o persoană care. Vrea să se elibereze dintr-o situație toxică, sau pur și simplu cineva care. Vrea să-și schimbe viața. Uite, avem mesagerul de foc aici, da? Deci, uh, poți să intri în contact cu o persoană foarte energică, entuziasmată. Este o persoană care face mișcare, face sport. Uh, poate să fie cineva din casă, din familie, un prieten. Însă, văd și o persoană aici foarte entuziasmată, dornică de a se aventura, dornică de a trăi, dornică de a experimenta. Pentru că, uite, avem mesagerul de foc și soarele și cu 10 de spade. Deci, este clar aici că cineva care suferă și care vrea să. Și trăiască viața, da. Soarele o legătură cu zodia leu, dar din nou un succes pentru pești poate să fie o bucurie mare în legătură cu un copil sau în legătură cu o persoană dragăție. Soarele poate să reprezinte și o bucurie foarte, foarte mare pentru pești legată de o avansare legată de un șef legată de un părinte, de o persoană importantă, da. Dragii mei, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru pești în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, o săptămână superbă îți doresc!